Bună seara și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Direct la Subiect. Alături de mine în această seară Mihai Nicolae, jurnalist Observator PH.ro. Bună seara, Mihai! Bună seara! Discutăm despre un nou caz de corupție în Prahova. Este vorba de consilierul local PNL, consilier ploieștean Ionuț Ionescu, cel care a fost reținut săptămâna trecută pentru că ar fi pretins o șpagă record, din punctul meu de vedere, 1 milion de euro în calitate de angajat cu funcții de conducere la Hidro Prahova. E vorba de celebru deja dosar al fraudării fondurilor europene prin compania de apă a Consiliului Județean Prahova. El era, pentru că urmează să-și piardă mandatul, și consilier local PNL. Așadar, haideți să vedem ce a declarat înainte de a intra la audieri în sediul DNA Ploiești și după ce a ieșit încătușat, pentru că procurorii DNA au cerut instanței și ulterior cererea lor a fost aprobată de arestare preventivă. Imediat o să vă spunem și ce a decis Curtea de Apel Ploiești. E o știre de ultimă oră în cazul recursului formulat de consilierul liberal. Imaginile, vă rog. Nu eram acolo în momentul în care s-a încheiat contractul. Gata. Dar proiectul cum a fost desfășurat? S-au comis ilegalități? Ușor. Când se întâmplă denunțuri peste denunțuri... Cine v-a denunțat? Te aștept să... Nu cunosc, nu am avut acces încă la adresar. Ce spune denunțul? Nu are nicio importanță, este un denunț, la care nu pot vorbi. Și nu e bine să vorbesc despre acest lucru, mi-aș face singur rău și vă rog să înțelegeți. Dar ce acuzație vi s-a adus? Pot să vă dea comunicat din și ceea ce au voie să vă dea. Cum comentați? Pot să vă spun un singur lucru, că nu se întâmplă astfel de lucruri cu mine. Știți foarte bine cum am acționat. Și merg în fața instanței cu sufletul deschis și cu ajutorul Dumnezeu. Vă mulțumesc! Da, l-am urmărit pe consilierul PNL Ionuț Ionescu, audiat de procurorii DNA și ulterior reținut și arestat. Imediat o să intrăm și în subiect. Decizia instanței de astăzi respinge ca nefondată contestația declarată de inculpatul Ionuț Ionescu Cristian împotriva încheierii din data de 20 martie pronunțată de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Prahova. Așadar, Ionuț Ionescu va rămâne 30 de zile în arest preventiv la solicitarea procurorilor DNA. Și înainte să-i dau invitatului meu cuvântul, haideți să spicuim așa din comunicatul de care amintea și Ionescu, comunicatul DNA, îl aveți acum în față. Practic, DNA îl acuză că Ionuț Ionescu acuză că Ionuț Ionescu a pretins suma de 1 milion de euro solicitând și plata cu celeritatea unui avans de 200.000 de euro din suma totală pretinsă reprezentanții asocierii de firmei câștigătoare a licitației intitulată Reabilitare și extindere a serviciului de apă și canalizare în orașele Sinaia, Breaza, dar și Comarnic, în valoare totală de 62 de milioane de lei. Mă rog, a fost refuzat în primă fază Ionuț Ionescu, ulterior acesta a pretins și primit în două tranșe suma de 1 miliard 200 de milioane de lei vechi. Mita ar fi luat-o în zilele de 22, respectiv 25 mai, din contul unei societăți, a ridicat acești bani. Ei bine, Ionuț Ionescu i-a pretins unui administrator remiterea unei sume de bani cuprinse de 37% din valoarea contractului de lucrări încheiat de Hidro Prahova S.A., aproximativ 1 milion de euro, în schimbul ajutorului pentru obținerea contractului și pentru a beneficia în continuare de sprijinul lui acordat în exercitarea atribuțiilor de serviciu pe parcursul derulării lucrărilor. Sunt niște sume la care noi am fost blocați când am citit comunicatul DNA. Ionuț Ionescu primește aceste acuzații din postura sa de manager al unității de implementare a proiectului Reabilitarea și Modernizarea Sistemelor de Apă și Canalizare în județul Prahova, în cadrul SC Hidro Prahova S.A. 3. Infracțiuni de luare de mită. Mihai, șocat ca și mine, deci, ca și nu apropiații lui. Da, mie știi? Nu-mi iese din cap următoarea chestie. Hidro Prahova este serviciul de alimentare, de furnizare de apă cu cel mai mare tarif din județul Prahova și printre cele mai mari tarife din România. Da. Da? Explicitările au fost în continuu pentru tarifele astea mari.
investițiile în modernizarea infrastructurii, investiții care se fac pe finanțare europeană, o cotă parte nerambursabilă, printr-un împrumut de la Banca Europeană de Dezvoltare, și că Banca Europeană de Dezvoltare a, în scadențarul pentru rambursarea creditului ar fi prinsă și, și tariful ăsta atât de mare, da? Ca să susțină creditul. Practic, concret, ca Hidro Prahova să bage apă în Comarnic, da? Aplică un tarif unitar în toate localitățile unde furnizează apă, în Mizil, în Urlați, aproape 40 de localități, da, majoritatea orașelor. Clopeni, da, pun un tarif mai mare la apă să poată susține investiția aia de acolo și mai ales creditul accesat pentru investiția aia. Da. Bașca, proiectul european. Bun. Perfect până aici, da, tot în regulă. Oamenii au suportat tariful ăsta. Vreau să vă spun că la Mizil, de exemplu, dacă nu mă înșel eu, metru cub de apă rece este 4,5 lei. Fără TVA. Fără TVA, da. Deci ajunge aproape undeva dublu, la 6-7 lei. Aproape dublu față de Plești. Da. Aproape dublu. Da. Ca să își facă telespectatorii o idee despre ce vorbim. Au început lucrările și iarăși facem o paranteză. Ionuț Ionescu este un tânăr, eu l-am cunoscut în postura de tânăr membru PSD. Da? Era cu tineretul PSD-ist pe mandatul fostului primar Emil Calot. Da. A avut o ascensiune fulminantă în interiorul PSD Ploiești, și anume, mă refer la anii 2006-2007-2008. Da. A fost, la un moment dat, a fost chiar director al ADPP Ploiești. Da. Da? A fost contracandidat al Robertei Anastase în 2008. Da. Din partea PSD. Adică a avut o poziție interesantă, chiar puternică în interiorul PSD-ului. A fost city manager al Ploieștiului. Exact. O bucată de vreme pe mandatul lui Emil Calotă, o altă bucată de vreme pe mandatul lui Andrei Volosevici. Da. În calitatea lui de city manager, dacă vă mai amintiți, era la începutul mandatului lui Andrei Volosevici, fusese difuzată peste tot o filmare în care Andrei Volosevici ar fi acuzat că negociază o, exact, o, era o făcătură din, ca să fie foarte clar, a fost demonstrat, a fost, dacă nu mă înșel eu, chiar cercetare acolo, o făcătură extraordinară și autorul filmării se presupune și a rămas în legendă că ar fi Ionuț Ionescu, city managerul de atunci. Bun. O perioadă lungă de timp, Ionuț Ionescu a dispărut din spațiu public. Da? Da. A fost șef la ITRSV, Inspectoratul Teritorial Silvic, da? A, iată, uite. Adică n-a fost chiar așa orfan. A dispărut din prim planul ăsta al activității publice și are apărut acum vreun an, nu? Da. În postura de consilier local foarte vocal. Exact. Da? PNL, care era extrem de vocal ca opozant al PSD-ului, imediat după ce s-a rupt USL-ul. Din această postură a și devenit manager al unității de implementare a proiectului, adică având sprijinul ăsta politic. Pentru aici că întrebarea, sprijinul PNL. Exact. Pentru mine a fost o mirare atunci. Da. Bun, acum între noi fie vorba niciodată. Asta e și o chestie de educație. De creierul meu, de om normal, nu poate să conceapă, să, cum să spun eu, să acceseze ideea că în mod real cineva, o persoană, da, poate să pretindă mită, da, mită, punct. Da. Un milion de euro, deci un milion de euro, adică o sumă fabuloasă, da, este ceva, o informație pe care creierul meu nu poate procesa. Cât, ce fel de om e ăla care se duce și spune ca să-ți dau contractul ăsta cu statul, pe Hidro, tu îmi dai mie un milion de euro. Da. Bun. Pe Hidro, care are tarifele alea mari. De-aia, de-aia am făcut lucruri și care se întâmplau la începutul anului 2014, adică acum un an de zile. Campanie, deci în startul campaniei astea anticorupți. Da. Deci ce fel de om e? Adică mă înțelegi ce vreau să te întreb? Da. Eu sunt cu atât mai mult cum să spun, intrigat de dubla asta măsură, adică discursul lui din Consiliul Local. Da, el fiind vorcea opoziției. E purtătorul de cuvânt al PNL-ului, da, nu? Era în la ultima ședință a Consiliului Local, s-a și anunțat lider faptul că el era liderul. Era foarte vocal, extrem de activ, foarte implicat, foarte pe poziții, da? Uite, și-l vedem ieșind încătușat din sediul DNA Ploiești, cu acuzația că a pretins un milion de euro și pagă. Dar a și primit, o cotă parte, încasat 1.200.000 de lei vechi. Echivalentul, să zicem, a 25.000 de euro.
Înțelegi? Deci e o chestie care te lasă mască. Pur și simplu te întrebi ce fiară de om poate să facă asta. Adică este un dublu discurs atât de evident și de înspăimântător că și cinic. Na. Bine. Înțelegi? Pornind de la premiza că instanța va fi cea care va da verdictul final, noi discutăm acum pe acuzațiile aduse de procurorii DNA. Da, și discutăm despre această situație în care un cetățean este acuzat de pretinderea acestei mite uriașe, imense. Bun. Și mă întorc la Hidro Prahova, da? Rețineți, cel mai mare tarif, da? Pe metru cub. Bun. Hidro Prahova este în momentul ăsta într-o situație absolut, cum să spun, periculoasă. Da? Periculoasă pentru municipalitățile care sunt parte a acestei companii. Da. Deci Hidro Prahova, ca să știe telespectatorii, este o firmă constituită de asocierea mai multor municipalități din Prahova, comune sau orașe mici, cu Consiliul Județean. Cu Consiliul Județean Prahova, în scopul accesării de fonduri europene pentru dezvoltarea infrastructurii de apă și canal în județul Prahova. Ăsta a fost scopul înființării acestei societăți. Bun. Pe fondul ăsta de scandaluri, da? Țepele de la Comarnic, ca să spun așa, că nici nu știi cum să spun. Da. Scandalul de la Comarnic. Se aud dârdie de Breaza, Câmpina, Băicoi. Sunt tot felul de... Da, da, apar tot felul de zvonuri, da? Toate astea suprapuse, acuza asta adusă lui Ionuț Ionescu, unde apar și elemente concrete, adică domnule a încasat de la cutare societatea banii aia, adică nu e doar a pretins o șpagă și știi procurorul, adică sunt ceva mai multe elemente decât a fost o discuție sau un denunț. Da. Bun. Suprapuse, gândiți-vă, și eu la asta mă gândesc și bag seama că aproape nimeni nu ia în serios chestia asta, suprapuse pe Hidro Prahova, suprapuse pe finanțarea europeană și suprapuse pe creditul BERT. Da? Bun. Mă uitam după scandalul cu arestarea lui Herțanu, ulterior micile scandaluri legate de audieri, Sebi Ghiță, Vlad Cozma, Mircea Cozma, audiați în dosarul ăsta, directorul Pantea și nu mai știu cum îl cheamă, chema la audieri ulterior și a depus cererea de pensionare. Da? Consilierul personal al său fost reținut și arestat ulterior, da? Bun. Rețineți, toate astea stau pe niște finanțări de sute de milioane de euro, da? Bun. Deci numai în zona asta de reabilitare și modernizare a sistemelor de apă și canalizare în județul Prahova, vorbim de 156 de milioane de euro fonduri nerambursabile. Care vor fi puse în discuție. Omule, asta vreau să spun. Vor fi puse în discuție în momentul în care dosarele vor ajunge în instanță. Eu sunt uie, da? Și tu dai niște bani. Și îți dau niște bani, îți plătesc proiectul pe care l-ai depus, da? Și observ că din banii aia care ți-i dau eu, aud că unul, Herțanu, și-a tras o cotă parte. Care întâmplător este cumnatul premierului? Nici nu vreau să mai fac corelări din astea. Spun Mihai, așa. Dar totuși noi discutăm acum nu de niște oameni de pe stradă, niște... Băi, la 150 de milioane de euro, cetățenii nu putea desculți să acceseze. De fapt, putea accesa Ionuț Ionescu, 1 milion de euro. Na. Mă înțeleg, dacă, băi... Căi de genul ăsta. Băi, o ierarhizare și o chestie. Bun, sunt uie și văd că sunt scandaluri. Colo. Mai aud unul. Șeful, managerul de proiect, da? Că a pretins mită 1 milion de euro. Cel plătit să implementeze programul finanțat de mine. Da, bun. Și ce fac eu ca uie în context? Adică, care este decizia logică pe care aș lua-o? Care ar fi? Băi, ia stai un pic să verificăm. Ia opriți un pic plățile astea, da? Hai să vedem ce s-a întâmplat, ce se întâmplă. Mă gândesc că se poate întâmpla asta. Eu așa mă gândesc, da? Bun. Și dacă constatăm că s-au și produs nenorocirile astea, ia să oprim finanțarea, să ne dea și bani înapoi. O chestiune perfect. Da, justificată. Și aplicabilă. Da. Deci în cazul ăsta, cred că bugetul de investiții al Consiliului Județean, mai vorbind de comunele care au fost nevoite și ele să plătească o cotă parte mică, să ar însemna exact echivalentul de la Ploiești cu liniile de tramvai, înțelegi? Da. Să se plătească din bani publici, adică din banii fiecarei localități, respectiv bugetul județului, cred că ar însemna pe vreo 10 ani îndatorarea comunități. Asta e, deci noi doi care stăm așa la computer și ascultăm știri, putem să ne gândim la chestia asta. Ce m-a înspăimântat pe mine foarte tare a fost faptul că în ultima săptămână și ceva la Hidro Prahova s-a dus o luptă intestină pe care eu n-am putut-o înțelege. Da? Pentru preluarea conducerii. Deci în continuare sunt destui băieți din politică dispuși să ajungă acolo. Să ajungă acolo șef. Da?
Bun. N-am văzut la niciuna dintre tabere intenția sau preocuparea sau, cum să spun eu, demersul concret de a transmite mesaje clare în piață, da, în opinia publică. Dom'le, ok, sunt scandalurile astea, dar investițiile merg mai departe. Partenerul meu UE, suntem oameni serioși. Nu mai spun, Consiliul Județean, politicienii din Prahova, da? Pentru că o astfel de oprire a finanțării la Hidro înseamnă implozia sistemului Hidro Prahova. Deci nu sunt economist, dar pot să-mi dau cu părerea avizat oarecum și având experiențe anterioare sau similare pe alte proiecte, că ar însemna inclusiv o creștere a tarifului ăstuia de apă, care e oricum cel mai mare din Prahova. Da? Așa este. Da? Și în ultimă instanță, toate astea ar fi susținute de populație, de consumatorul final. Așa. Fie că Hidro intră în insolvență, faliment, la și spreluate bucăți din societate de alte societăți, fie că, nu știu, se decide un alt tip de administrație, dar banii ăia, mulți, da? Da, care au fost compromiși. Vor veni din alte surse, prin adică din buzunarele astea, cetățenilor. Obligatoriu. Da. Fie direct prin tarif, fie prin majorările de taxe și impozite locale, municipalitățile, care sunt partea Hidro. Uite, eu nu văd niciun fel de preocupare a mediului politico-administrativ din Prahova pentru analiza serioasă a situației astea. Uite, mă mai uit pe comunicatul DNA în ceea ce îl privește pe Ionuț Ionescu. În luna mai 2013 a primit suma de 20.000 de lei pentru că în calitatea deținută să favorizeze în cadrul procedurii de achiziție publică o societate comercială în vederea atribuirii unui contract de lucrări, având ca obiect reabilitarea și extinderea sistemului de apă din Vălenii de Munte, Mizil și Urlați. Contract încheiat la data de 30 mai 2013. Că cetățeanul ăsta nu era la... Înainte să ceară un milion de euro... A mai primit ceva mărunt și 20.000 de lei, care dacă stau să mă gândesc, 20.000 de lei reprezintă cam salariul pe care un funcționar îl primește în vreun an jumate. El ar fi luat așa, la o simplă, eu știu, iscălitură, deci, da? E o chestie înspăimântătoare. Absolut înspăimântătoare. Nu poți să nu te gândești. Băi, totuși vorbești de finanțări europene, mă. Da? Vorbești de punerea în pericol a unor Tu crezi că ei se gândesc la faza asta în momentul în care sunt puși pe fapte de genul ăsta? Adică stau ei să se gândească, bă, fiind fonduri europene, m-aș cam abține un pic să bag mâna. Da, hai că mă risc o tură, că poate cine știe, scap. Da, îți trebuie o anumită conduită. Da, deci pe mine asta m-a șocat. Quantum-ul, mă rog, vehiculat ca mită pretinsă de Ionuț Ionescu, pe mine m-a lăsat mască. Mă, dacă Ionuț Ionescu, un consilier local, cere asta, mita asta, tu ce te aștept, cum să spun eu ție? Nu poți să-mi te gândești, bă, dar ăia las care sunt dosarul ăsta, cam ce-au făcut ei? Ca un ceau ciorât, exact. Înțelegi? Și dacă de fapt banii ăștia... Unul care are, deci în ierarhia politică este consilier local, dar unul care este... Eu sunt curios, Mihai, să aflu dacă milionul ăla de euro era cerut de domnul Ionuț Ionescu Cristian pe persoană fizică, vorba lui Vanghelie și el încarcerat, sau era doar un intermediar? Eu sunt absolut convins că... Nu, că nu era cerut pentru de el, doar pentru el. Am înțeles. Rămâne de văzut dacă ancheta DNA va mai scoate la iveală și, de fapt, care era traseul banilor. Ți-e și groază și greață să te uiți și să-ți dai seama cu ce oameni, printre ce oameni te-ai învârtit, de ce oameni a depins și depinde, cum să spun eu, soarta comunității. Nu extrapolez la România, nu mă pricep. Mă pricep la Ploiești, la Prahova, da? Ionuț Ionescu, fiind unul dintre cei care, să spunem, aspirau la candidatura la primăria Ploiești în 2016, adică îți faci semnul crucii și mergi mai departe la un alt subiect care ține tot de adică zona DNA. Adică nu ce să comenteze, asta e chestia. Da. Nu ce să comenteze. E un fapt, singura chestie este că cei care sunt acum încă în funcții și care puimei au puterea de decizie, nu? Ok, de capitan, Consiliul Județean, nu mai vrea nimeni să-și asume decizii, primăria, bun. Mă, dar sunt chestiuni serioase. Hidro Prahova, situația de la Hidro Prahova fiind una dintre ele, care necesită o atenție din partea, cum să spun eu, hai să folosesc un termen de ăsta pompos, elitei politico-administrative în funcțiune în Prahova. Adică, nu știu, Daniel Savu, George Ionescu, Roberta Anastase, Andrei Volosevici, Ion Eparu,
mă refer la ăștia care sunt foarte implicați pe Ploiești, nu mai zic de toată Prahova, da? Gabriela Lola Angel, Dan Ioniță, sau cum îi cheamă, să se adune, da? Aici am enumerat parlamentar, da? Și să vadă, băi, avem o problemă la noi în Prahova, la oamenii care ne votează, ne trimit în Parlament să-i reprezentăm. Oare nu ne putem aduna la o masă să stabilim, ca de data asta, după 25 de ani, să luăm decizii în interesul comunității? Lucrul ăsta nu se întâmplă. Pe mine asta mă miră mai tare decât șpaga pretinsă în contractele astea cu Hidro. Bun, hai să rămânem în zona DNA. Vineri a avut loc o confruntare amânată acum o săptămână, dar iată care a avut loc între fostul primar al Ploieștiului Iulian Bădescu și denunțătorul său, finanțatorul petrolului Daniel Capră, în dosarul în care Bădescu este acuzat de procurorii DNA că ar fi pretins 10% din suma aferentă premierii din bani publici ai a fotbaliștilor Petrolului Ploiești de la Capră. Haideți să vedem ce a spus finanțatorul Petrolului Daniel Capră la ieșirea de la confruntare, precum și declarația pe care a făcut-o William Brânză, apărătorul lui Iulian Bădescu, în acest dosar, evident tot la ieșirea din sediul DNA Ploiești. Walter, de ce a fost filmat? Ați stat de vorbă cu el? Ați putut? Urmează. Dați-vă la o parte. Ne puteți spune cum a fost confruntarea? Dați-vă la o parte, am zis. Gata să fie edificator în demersul procesului. Care e concluzia dumneavoastră personală în urma confruntării? Părerea este că ziua de azi este edificatoare și atât apărarea cât și acuzarea, în speță Ministerul Public, au înțeles că foarte multe din declarații au fost mincinoase. Domnul Florian Walter, în acest dosar a fost chemat astăzi? Da. Ce în calitate de martor? Calitate de martor. A fost vreo confruntare cu... Propus da, de dumneavoastră? A fost o confruntare, nu. Bădescu sau fost, cu domnul Capră? A fost o confruntare între domnul Walter și domnul Capră. Da. Am revăzut declarațiile pe care le-au dat cei doi. Încă nu avem acces la stenograme. Eu mi-aș dori, exact cum am citit pe Hot News, de exemplu, stenogramele dintre Elena Udrea și Gheorghe Anastasia. Mi-ar plăcea să văd care a fost, mă rog, schimbul de replici între cei doi și avocații celor doi. Oricum, interesantă declarația lui Capră, nu știm la cine se referea, avem doar bănuiala, pe ce atinge, pe ce pune mâna, distruge, da. Ceva de genul ăsta la intrarea în Duba Ministerului Administrației și Internelor. Ce mai putem spune este faptul că au apărut pe surse informații că pe numele lui Iulian Bădescu ar mai fi deschis un dosar de cercetare penală pentru acuzație la fel de gravă, însă nu putem da publicității până când nu avem o confirmare din partea Ministerului Public, în speță parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploiești, cea care instituția abilitată să răspunde la această întrebare, dar și că soția acestuia, lucru deja confirmat, soția fostului primar, este sub control judiciar, fiind acuzată că ar fi încercat să, mă rog, să influențeze martorii într-o anchetă penală. Văzând unde s-a ajuns, Mihai, nu poți să nu te întrebi, discutăm totuși de persoane care acum, să zicem, 6 luni de zile, le vedeam pe toate posturile de televiziune, domnul Capră dând interviuri la, mă rog, reporterii presei sportive, apărând cu, eu știu, proiecte din astea, să luăm cupa, să luăm campionatul, să jucăm în cupa... în Liga Campionilor și așa mai departe. Pe de altă parte, îl aveam pe domnul primar spunând că, mă rog, 2015 am și o scrisoare semnată de domnia sa și trimisă ploieștenilor la începutul anului privind proiectele de infrastructură din Ploiești. Iată, au ajuns să se confrunte la DNA. Pentru o acuză, că aici este, știi, este de subliniat, da, de luare de mită. Da. Aceasta, da? Este principala acuzație pe care procurorii DNA... Este una dintre acuzațiile de, cum să spun eu, noi am tot vorbit de erorile în finanțarea lupilor galbeni, da? Și abuzul în serviciu, abuzul de care în serviciu îl acuză și procurorii, da. Bun, dar mie nu recunosc. Eu aici am o chestie, băi, luare de mită.
Luare de mită înseamnă că vine unul și îți dă dintr-o sursă niște bani care nu apar pe nicăieri, da? Da. Nu-i declar pe nicăieri, ca tu, în cazul unui oficial, să înlesnești niște lucruri. În cazul de față, să plătești din bani publici primele pentru petrol. Da. Și spun procurorii, discută acolo despre o posibilă mită de 10% din valoarea contractului. Adică, bă, ce au ăștia cu 10%, fratele meu? Vanghele, ai văzut că a bătut pe recordul. Bune, adică, da. Băi, 10%. Și Ionuț Ionescu, 37. Între 37%, știi? Era între 37%, da. Ăsta a mai coborât un pic standard. Deci, dar ce avea deci aici cu 10%? Confruntarea a fost pe luarea de mită. Da. Da? Nu pe finanțarea. Ăla e dosarul. Deci, în opinia mea, dosarul serios în instrumentare acum, este legat de modul în care a fost făcută finanțarea, da? Luarea asta de mită mie mi se pare, cum să spun eu, un plus, un bonus. Da. Faptul că dacă procurorii o și dovedesc, înțelegi? Atunci avem așa niște imagini și imaginații care ne dau frisoane mari la toți. Da. La toți, la absolut toți. În continuare, eu sper că oamenii să înceapă să-și conștientizeze drepturile, să-și dea seama, uite, contextul ăsta este bun ca oamenii să-și dea seama că au și drepturi, nu numai obligații. Nu ești obligat să-ți plătești, taxa, impozitul, școlarizarea, la la la. Ai și dreptul de a ști unde se duc banii tăi și ai dreptul de a-l sancționa pe ăla care l-alegi tu dacă face tâmpenii cu banul tău, da? Poți să-i trimiți scrisori, poți să protestezi, poți să-l reclam, poți să-l prinzi pe stradă, să-i mâne rușinatule. Tocmai ca să nu ajungi în situații de genul ăsta, da? Pentru că banii ăștia, milionul lui Ionuț Ionescu, da? Pune-i taxe impozite acolo undeva la 50%. O să vezi că era 1,5 milioane. Da. Da? Sutele de mii de la Bădescu. Presupunem în ambele cazuri că ar fi egale, da? Se duc la câteva, la un 500 de mii cu impozite și taxe, da? Banii ăștia dispar din finanțarea școlilor, a azilelor de bătrâni, a armatei, a învățământului, a sănătății. Asta e de fapt buba, știi? Iar banii ăștia sunt plătiți de noi. Da. Haide că, ca să meargă la școli, spitale și... Haide să vorbim, că tot ai adus vorba de spitale. Hai să discutăm, despre bomba bombelor. Subiect pe care un cititor al Observatorului PH.ro ni l-a adus în prim plan. Ne-a trimis un mail pe adresa redacției rondobservatorulph.ro, lucru pe care vă invităm și pe dumneavoastră să-l faceți dacă aveți un pont sau informație care are o bază reală, documente, fotografii, imagini, video și așa mai departe, le așteptăm pe redacția rondobservatorulph.ro. Mailul suna cam așa. Ia comparați dumneavoastră, domnilor ziariști, investiția primăriei Ploiești în transformarea sediului, fostului sediu Petrom, în spital de pediatrie, cu transformarea unui alt spațiu de birouri din București într-un spital privat. Lucru pe care l-am și făcut. Ei bine, dragii moșului, ce am constatat? Niște lucruri absolut stupefiante. Avem practic două lucrări similare. Spitalul de pediatrie de pe Bulevardul Petrolului, mutat în fostul sediu Petrom din centrul Ploieștiului, da? Investiția evaluată, și aici citim din documentele oficiale ale primăriei Ploiești, la 33,1 milioane de euro, în lei 148.702.979 de lei, pentru un pat care ar trebui, pentru un spital care ar trebui să aibă 118 paturi și 4 săli de operație. Da? Și avem aici, am luat din ziarul financiar o știre din luna ianuarie a acestui an, referitoare la un spital din București care a fost amenajat într-o clădire de birouri, mutat dintr-un sediu vechi într-o clădire de birouri transformată în spital, care are 141 de paturi, deci mai mult cu 30 de paturi decât la Ploiești, și 8 săli de operație, adică dublu, și care a costat 4 milioane de euro. Poftim? Da, 4 milioane de euro. Atât a costat transformarea acelui sediu, adică cu doar, în spital. Cu doar 29 de milioane de euro mai puțin. Da, de 8 ori mai puțin. Ce știm acum? Cu doar 29 de milioane de euro, de 8 ori mai puțin sună cum sună. Da, cu 29 de milioane de euro mai puțin. Am făcut calculul ca la Ilie Oană pe loc de spectator, în cazul de față pe pat. La București, costul per pat este de 28.383 de euro,
la Ploiești, costul per pat de amenajare al viitorului spital de pediatrie este 280.000 de euro. De 10 ori mai mult. Chiar mai bine de 10 ori. Da. Da. Deci, care este explicația, domnule Explicația Mihai? Este foarte simplă. Noi am tot monitorizat. Încă de când a apărut ideea acestui spital de pediatrie, noi, și ne-am și manifestat, dacă nu mă înșel, în această emisiune, da, am fost prudenți în abordare. De ce? La fel ca 99,9% dintre ploieșteni, ne dorim apariția unui nou spital de pediatrie. Da? Da. Noi, persoane fizice. Da, da, da. Ăștia care mai aveam copii, mă rog, da, sau nepoți, rude. Bun. Ok. Și asta este opinia generală în toată redacția noastră. Mai mult, oameni cu creier, cu care am discutat de-a lungul timpului, au aceeași percepție. Băi, e mai mult decât necesar un spital de pediatrie modern în Ploiești. Da. Un oraș tânăr, în dezvoltare, la populație tânără. Încă, Doamne ajută, n-am ajuns să fim pe spor demografic negativ. Minus, negativ. Bun. Acum, unde erau reținerile noastre? Motiv pentru care am abordat cu prudență subiectul, am fost, hai să spunem așa, atenți, am monitorizat oarecum chestiile care se întâmplă și uneori când am văzut chestii urâte care se întâmplă, am scris. De exemplu, am scris că proiectul este refăcut, propus spre refacere și am vorbit aici. Da. Nu, proiectul. Știi, firma care a făcut proiectul de modernizare, de transformare, construise în viața ei câteva baruri. Reamenajează câteva baruri și săli din astea de comerț. Deci avea zero experiență. Da. Am vorbit la emisiunea aceasta prea corectă, am scris în ziarul nostru. Ne-am mirat de suma uriașă propusă. Ne-am mirat de suma aia, în ideea în care, tragem semnale, în același timp nu ne puteam asuma ca oameni care ne dorim implementarea unui astfel de proiect în Ploiești, o poziție fermă anti, pentru că ne-ar fi sărit toată lumea în cap. Și, de fapt, și noi ne dorim în continuare înființarea unui spital în Ploiești. Ca redacție, ca nucleu de ziariști responsabili. Bun. Ideea este următoarea. Pe măsură ce se apropie termenul licitației, se apropia, aveam din ce în ce mai multe semnale că sunt lucruri în neregulă, în afară de suma mare. Da, am mai făcut comparații. Da. Am făcut comparații în emisiune aici. Între spitalul din Ploiești și spitale noi construite în București. Bun. Am tot crezut, ca și la Petrolul, că cineva, cumva, din administrație, din mediul politic, administrativ, o să se uite cu, fără părtinire, vă arăt niște scrisori pe 544, o corespondență care am avut-o cu asociația copiii noștri, da? În care le arătam de enorm, le-am explicat, domnule, suntem de bună credință și chiar vrem să sprijinim proiectul. Dar, bun. Ideea e că pe măsură ce se apropie termenul de adjudecarea licitației, dacă nu cumva s-a și adjudecat, fiind o singură firmă, aflăm o surpriză, că din toată Uniunea Europeană, la un spital, la o licitație cu un buget atât de mare, s-a prezentat o singură firmă. Da. N-am mai intrat în detalii de genul contract, sincer, așteptam să... Să vedem și noi cine e firma. Așteptăm cu maxim interes, pentru că noi semnale am tot tras și orice om responsabil din Ploiești ăsta își dă seama că este ceva profund în neregulă cu finanțarea acestei mutări, acestei relocări, acestei transformări a unei clădiri de birouri din clădire de birouri în spital. De la poziționarea ei, unde am spus că nu prea e în regulă, da, până la costurile care le implică. Da? În general, am sperat și suntem optimiști că, uite, nou primar interimar o să se uite asupra acestui proiect și o să-l stopeze sau nu, o să-l analizeze înainte să-și producă efecte. Să nu cumva să ne trezim că îmbogățim vreo firmă. Știi că o declari câștigătoare, pe urmă spui că nu mai execuți lucrarea și trebuie să-i dai niște bani în firma. Da. Da? Bun. Deci ce se întâmplă cu spitalul? Acum o putem discuta deschis și cu cărțile pe masă, apărând situația asta cu spitalul ăsta din București. Nu putem să dăm numele din motive clare. Da. Deci ăsta a nebunit Europa. Da? Deci nu e doar un spital care s-a deschis. Nu, e cel mai tare spital pe zona respectivă. Zona lui e centru de excelență la nivel european. Da? 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 Bun. Da, niște cu medici, zgârciți aș putea spune. Cu medici, cu sări de operație dublu de la Ploiești. Dacă i-au amenajat spațiul ăla de birou cu 4 milioane de euro. Să vină la Ploiești, frate, să-l facă cu la 33. Ploiești. Noi am trimis la Ministerul Sănătății. Nu ne-au răspuns cei de la Ministerul Sănătății. Da? Adrese. Este singurul spital pe care îl cunosc eu din lume care o să aibă parcarea la 300 de metri de sediul spitalului. Da? Am vorbit de lucrurile astea. Bun.
Noi așteptăm cu maxim interes să se producă o chestie, da? Și anume să fie declarat un câștigător, un adjudecatar al licitației și atunci îi anunțăm și domnului primar interimar Teodorescu și întregului Consiliul Local, le notificăm în scris o viață de coșmar. Pentru că, subliniem, sunt multe, adică această chestie, spital de pediatrie în sediul OMV Petrom, este o chestie foarte ciudată și merită analizată. De la modul în care primăria a intrat în posesie acestei clădiri. Vreau să vă readuc aminte că atunci când au intrat în campanie electorală și există documente, cred că ar fi bine să facem o emisiune numai pe tema spital de pediatrie, a fost lansată de către PSD. Da. Corect, ce e corect, e corect. Ideea unui spital de pediatrie. PSD fiind Mircea Cosma, candidat la Consiliul Județean, Iulian Bădescu, candidat la primăria Ploiești. La alegerile locale din 2012. 2012, da. Ne-a fost prezentată și o machetă. Da. Da? Asta a fost prima idee de spital de pediatrie. Așa este. Și era o discuție despre construcția a unui spital regional la Ploiești, nou. Da. Care să fie în zona spitalului, actualului spital județean de urgență. Da. Și care să conțină un corp de pediatrie, adică o idee oarecum logică. Exact. Da? Apărând chestia asta ciudată, cu donația sau ce a fost aia, sponsorizarea Ploieștiului cu o clădire de birouri de către OMV Petrom, tip în care Ploieștiul a cumpărat de la OMV Petrom. Da. O altă clădire de care nu avea nevoie municipiul Ploiești, dovadă că au închiriat-o tribunalului. Da? Opacitatea în furnizarea de informații despre modul în care s-a făcut această sponsorizare. Care sunt taxele și impozitele pe care le plătea OMV Petrom? Care sunt taxele și impozitele pe care le pierde primăria Ploiești ca urmare a preluării clădirii? Da, nu? Eu cred că în momentul în care o să avem... Uite, am dat și de un clip interesant, o să-l prezentăm la emisiunea viitoare, emisiune, da. Pentru că merită, cum promiteau în aprilie 2012. Domnule, dar mi-aduc aminte Cosma, pentru că am urmărit Bădescu, fenomenul ăsta. Eu mi-amintesc discuțiile care am avut cu domnul consilier local George Botez, membru al comisiei, în asociația asta, Copiii Noștri, sau cum se cheamă, și atrageam atenția inclusiv domniei sale, domnule, sunt niște probleme acolo, vezi că aveți o problemă reală cu spitalul ăsta, nu e în regulă, adică cetățenește și, cum să spun eu, mai mult decât cetățenește, cu simpatie și interes față de un astfel de proiect, noi ca jurnaliști, membri ai societății civile, am încercat să ne atragem atenția decent, da? E, apropo de domnul Botez, să știi că trezim... săptămâna trecută domnul Botez a avut o revelație și anume faptul că șantierele liniilor de tramvai nu sunt semnalizate corespunzător și pot produce accidente, lucru care s-a și întâmplat. Da? Mă rog, i-am dedicat un editorial domnului avocat, așa îi place să îi se spună, domnului avocat Botez, pe această temă. Îi mai dedic următoarea fotografie, că înțeleg că dânsul acum este călare pe un cal alb împotriva șantierelor din Ploiești, modului în care sunt organizate. Această fotografie a fost făcută de MOA în această dimineață, după ce am stat vreo 30 de minute să trec minunata intersecție de la banca, mă rog, de la Gheorghe Doja, da? Din zona halelor centrale. Da, SGU. De la SGU, din fața de la SGU. Erau fix trei muncitori care își beau cafeaua și fumau țigara de dimineață. Asta, repet, după ce am stat aproape o jumătate de oră să la semaforul din zona respectivă. Și ce respectivă. Trebuie să facă? Bun. Am întrebat-o pe doamna Mihaela Iamandi, doamna de la director tehnic, doamna director de la Direcția Tehnic Investiții. Și manager de multe proiecte de astea. Exact. De ce, Doamne iartă-mă, să nu vorbesc urât pe un post de televiziune, au scos liniile de tramvai anul trecut până vară ca să lase nenorocirea asta până martie 2015, când s-au apucat să facă tronsonul respectiv. Dânsa mi-a răspuns cu un superb ridicat de umeri, ceea ce, din punctul meu de vedere, îmi dă liber să fac orice vreau eu fix în fața primăriei Ploiești. Adică, nu știu, tai un brad, îl duc acasă, urinez pe spațiu verde, le fac pe toate, înțelegi? Din moment ce ăștia scot dita mai bucata de linie de tramvai și se apucă să o înlocuiască la un an după ce ne rupe mașinile... Da, avocat George Sorin Botez. N-a avut drum pe acolo, bănesc, că deci, la tribunal. I s-a sculat spiritul civic fix după ce a intrat Bădescu, unde a intrat, da? Da.
Super. Bă, dar ce a făcut, mă, până acum? Domne, că era la putere, fost... adică era chiar unul dintre stâlpii puterii din Uite, acum dânsul a devenit mai vocal. Și foarte implicat în rezolvarea problemelor care până acum au existat sau erau, dar erau prezentate de presa rea și s-au cărcotat și din opoziție. Da, după ce domnul Bădescu e un pic reținut. Da, ca și ceilalți, ca să vorbim, să nu discutăm doar despre domnul avocat. Mai vorbim de un alt domn avocat. Discutăm despre toți, mă, despre toți. Toți, mă, exact. Unul n-a avut, mă, curaj, mă. Venise, exact. venise o doamnă în Consiliul Local Ploiești, nu știu, e consilier local de la un partid. Da. Cu o idee, să pună poduri militare. Am fost la ședința de Consiliul Local și s-a ridicat. Deci mă uitam, credeam că sunt în... Dom'le, să știți că e o problemă cu traversările peste șantiere și cineva mi-a transmis mie că ar fi bine să instalăm, băi, în Consiliul Local Ploiești. Da. Niște pontoane de-astea militare pe durata lucrărilor, știi? Ia analizați lucrurile astea. Bă, parcă zici că aici în Ploiești ăsta nu-i facem ce n-a mai făcut nimeni niciodată în lume. Nu există. Până acum nu s-a mai modernizat. Nu poți să-ți organizezi șantierele. Nu. În Ploiești, trebuie să vină armata. Da, sau să se răscoale cât un consilier 2-3 săptămâni. După care îi trece răsculatul ăsta că apar alte chestiuni mai interesante, cum ar fi, nu știu, merge la un schimb de experiență în Japonia. Da. Bun, pe final o să vă invit să urmăriți un interviu cu medicul Scarlat, cel care la Bucov, adică la doi pași de Ploiești, realizează un proiect care va avea, estimăm noi, un impact social puternic. Este vorba de un centru medical care are o puternică componență socială. Este și motivul pentru care vă invit să urmăriți cu atenție interviul care urmează. Durează aproximativ un sfert de oră, timp în care o să vedeți un medic care a preferat să investească fiecare leuț din agoniseala sa într-un spital pentru, în schimbul, nu știu, a înnoirii parcului auto, a desfășurării unor vacanțe de lux peste hotare și a avea un stil de viață, să spunem, comparativ cu cel al politicienilor corupți. Mihai? Da, eu sunt fanul doctorului și al proiectului ăstuia. Cum să spun, sunt fan și dacă aș putea să determin cât mai mulți oameni să se uite cu atenție la proiectul ăsta, să-l judece, să-l studieze, să ceară informații și să ia singur o decizie dacă merită băgat în seamă sau nu proiectul ăsta, aș fi un om fericit. Ideea că la noi, în Ploiești, un om se gândește ca o operație de 50.000 de euro să o poată face cu 5.000 de euro, numai ideea asta în sine, faptul că s-ar gândi la asta este un lucru extraordinar. Faptul că îl și pune, adică încearcă să-l pună în aplicare, nu poate să mă facă decât să scot pălăria. Da? Deci eu sunt fan al proiectului ăsta și susținător declarat și asumat și la. Deci nu prea pot să vorbesc pentru că mie îmi place enorm de mult proiectul ăsta. Bun. Și ar fi de urmat și de... De-aia zic, oamenii care se uită la filmulețul ăsta să se uite, să caute, să se intereseze, să-și formeze propria opinie. Așadar, urmăriți un interviu cu medicul Scarlat. Cu siguranță ați auzit de dânsul datorită, să spunem, calităților speciale pe care le întrunește. Vine dintr-un mediu necontaminat de zona asta, să spunem, a afacerilor dubioase. Este un medic care chiar își respectă meseria și care chiar vrea să își ajute semenii. Dacă îl puteți sprijini în acest demers, nu ezitați să o faceți. Îl găsiți și pe Facebook, detalii și pe observatorul ph.ro. Lunea viitoare ne revedem cu dumneavoastră de la ora 20. Până atunci, toate cele bune! Prima întrebare pe care vreau să vă adresez este cum de v-a venit această idee de a încerca, și iată, visul dumneavoastră ușor, ușor se apropie chiar de un final fericit, de a încerca să înființați un spital de la această pornire? Ideea este mai veche, din 2007. Am avut atunci un proiect, era destul de frumos, pentru a construi ceva în colaborare cu medici și investitori din Germania, în Ploiești. Din anumite motive a trebuit să abandonat după ce am avut proiectul arhitectonic și tot. Dar n-am abandonat ideea, este o necesitate.
Deci este destul de popular. În jur de 800.000 de oameni parcă locuiesc în județul Prahova. Numărul de patru de spital este insuficient și acesta e unul dintre motive și calitatea actului medical suferă. Nu este finanțarea sistemului. Deci trebuie să fii cumva ajutat. Da. În momentul în care ți se desfințează 14 spitale într-un singur județ, în decursul celor 25 de ani, și nu pui nimic în loc, lucrurile pot duce la crearea unor probleme extrem de grave în populație. Și sunt astfel de probleme. Mai ales cei de la țară suferă mult, mult de tot. Nu au unde să se adreseze. Aglomerația din spitale este foarte mare. Nu mi-am propus să realizez, să rezolv probleme de sănătate. În acum. Da. Dar mi-am propus să realizez un mic spital cu câteva zeci de paturi, 40-50 de paturi, pe care să fie condiții bune și hoteliere, dar în primul rând, din punctul de vedere al profesionalismului și al calității, în general, actul medical. Și am tot urmat acest fir. În urmă cu 2 ani am fost contactat de către primarul din Bucov și alți consilieri de acolo și chiar insistent mi s-a propus o locație în Bucov care mi-a plăcut. Este aproape de Ploiești, aproape de București, lângă autostradă, deci sunt multe lucruri care mă avantajează prin proiectul meu, adică să aduc medici și din București, să vină medici și de la Viena, dacă se poate, și din Germania, și din Franța, sau Anglia, care să ne reînvețe ce e medicină. Am propus realizarea unui centru de sănătate, cumva, care să cuprindă mai multe. Mai multe în sensul că o policlinică cu aproximativ 20 de specialități. O să încerc, am contactele respective deja realizate, să includ pe lista specialităților și medicina ayurvedică și medicina cuantică, specialitate din Statele Unite, din Anglia, chiar din India, deci alte specialități care să ajute la diagnosticare și apoi la realizarea unei scheme de tratament în funcție de diagnosticul respectiv. Va fi un laborator foarte bine, deci policlinică, da. 20 de specialități, un laborator pe care mi-l doresc performant, nu în sensul că să fac repede și corect glicemii, hemograme, colesterol și alte analize uzuale, ci în sensul de a putea face în acest laborator ceea ce facem sau nu prea facem în centrele de performanță din țară, vorbesc de Fundeni, Cluj, Iași, Timișoara, analize genetice, analize marker viral pentru virusurile oncogene, pentru că mare pericol de aici vine, depistare de modificări ale ADN-ului, PCR-ul. Deci asta putem face în laborator. Vom putea realiza, dacă am un laborator performant, specialiști de înaltă clasă în policlinică, să fac un screening oncologic. Cel care intră pe ușă să poată pleca, fie după o zi sau o jumătate de zi, cu ștampilă, negativ oncologic. Tot în acest centru va fi o secție cu paturi, care va fi foarte flexibilă, eu așa o gândesc, nu internare prelungită. Are nevoie de internare de zi, asta de dimineața până seara. Îi se fac toate investigațiile repede și corect necesare și se duce omul și până acasă. Este servit masa de prânz. Da, stă acolo, nu stă pe hol. Exact. Sau în curte. Stă într-un salon curat, igienizat, în condiții omenești. Dacă trebuie internare prelungită, va fi internare prelungită, cât este nevoie. Deci, asta pentru diagnosticare. Totodată, în saloanele respective, peste 44 cumva, vor putea sta și bolnavi cu afecțiuni care de boli interne, pentru că eu sunt internist, nu? Da. Așa.
și probabil o mică secție ori oncologie, ori gastroenterologie. Nu m-am hotărât. Încă va fi în funcție de echipa pe care pot să o realizez în momentul final. Parte de finanțare va fi prin asociația pe care am înființat-o, Sănătate pentru Toți. Această asociație non-profit va cofinanța serviciile medicale pentru persoanele care au venituri reduse la început. Deci veți avea și o componentă puternică socială. Categoric. În măsura posibilităților, să-i ajutați pe cei care poate nu-și permit, exact, da? Exact. Cei cu venituri mici, dacă au nevoie să facă o rezonanță magnetică, aceea se plătește, e contracozea, nu poate, n-are bani. Cine mai trebuie să-l ajute? Cum poți să-l ajuți în mod organizat? Într-o fundație, la asociație. Acest lucru se va întâmpla acolo. În această... Poate, la această... Este foarte performante, da, care nu mi le plătește carte. Casa, nu sunt decontate de casă. ADN, analiza ADN-ul, genul, nu știu ce virusuri găsite, nu sunt plătite de casă. Poate suporta sistemul sanitar. Și atunci va fi cofinanțare pentru cei cu venituri mici din partea asociației. Bun, în cazul în care, și sunt sigur că mulți dintre cei care ne urmăresc poate au o posibilitate financiară să sprijine o astfel de fundație care se adresează, iată, și persoanelor cu adevărat nevoiașe. Vreau să vă întreb, cum pot participa, din punct de vedere financiar, la această asociație? Destul de simplu. Cum ne spune legea? Toată populația care este salariată în această țară poate direcționa cei 2% din impozitul pe salariu, impozitul anual pe salariu, de anul anterior, da, către o fundație, o asociație, o federație, biserică și așa mai departe. Deci o organizație non-profit. Deci cei 2% pe anul anterior, bani care au fost deja opriți, exact, opriți din impozitul pe salariu. De asemenea, se pot direcționa 20% din impozitul pe venitul anual al SRL-urilor, ESA-urilor, UFE-urilor, da, așa mai departe, dar nu mai mult de 3.000 din, da, așa, direct către fundații asociații. SRL-urile, ESA-urile pot sponsoriza fundațiile asociații. Deci totul se face în mod transparent, respectând legea. Banii aceia sunt într-un cont separat, contul asociației, care e vizibil de către oricine din țara asta. Foarte simplu. Exact. N-ai cum să îi direcționezi să iau... Da. Mețe. Discutam la începutul filmării că mulți preferă, mă rog, fără să-i afectăm pe cei din preajma pe care o reprezentat, ca din banii ăia să facă cu totul și cu totul alte lucruri. Voi încerca să aduc, am promis, un specialist din afară, care lucrează la AKH, care lucrează la Salpetrier, în Paris, care lucrează în Londra, care lucrează în Boston. Deci am promisiuni de acest gen. E, de la aceea noi o să începem să învățăm normalitatea. Normalitatea exact în ceea ce spuneați dumneavoastră de neori, de comportament față de omul în suferință. Că nu prea mai o recunoaște normalitatea. Îi aduc nu numai pentru asta, ci și pentru profesionalismul lor. Spre exemplu, am întâlnit în primăvară, au văzut de la fundația Sfata, un mare specialist al nostru care lucrează în Londra. Unul dintre ei este șeful echipei de transplant cardiac. Și zice, nu, vreau să vin ca și voluntar în România.
Am propus scrisori către Fundem, către Cluj, către și nu am fost acceptat. Și mă duc la Johannesburg, mă duc la, nu știu, Burkina Faso, da, sau Togo, Togo, pentru că în țara lui natală eu simt că trebuie să fac voluntariat, să ajut oamenii. Este încetățenit acest lucru. O lună pe an se duce pe banii lui, lucrează undeva. Și aș vrea să vin și în România și la unde. Foarte tare. Deci sper să aduc în, pentru servicii de voluntariat specialiști de talie așa, din Europa, poate și din America. E, pentru ei trebuie să repetim cazarea și masă, și acest lucru va fi plătită prin asociație. Este un alt capitol din care trebuie finanțele asociației. Cam când estimați dumneavoastră că acest proiect va deveni funcțional? În mod normal, dacă lucrurile curg cum până în înaintea graficului vreo două săptămâni, la sfârșitul februarie terminăm cu construcția. Tot este construcția din cote. Vor mai fi mici retușuri prin cintă care nu se pot face acum iară. La gard, la amenajarea spațiilor verzi, lucrurile am pus 19 specii de plante deja și curte. No. Așa, nu și tot. Dacă lucrurile merg așa, atunci la sfârșit de iunie sper să dăm drumul complex. Având în vedere faptul că sunteți unul dintre cei mai cunoscuți medici în domeniul dumneavoastră, aveți să le transmiteți ceva atât pacienților pe care i-ați avut până acum sau celor cărora vă adresați, pentru că, din păcate, asta este natura umană, mai devreme sau mai târziu ajungem pe mâinile unui medic. Exact. Să aibă speranță. Încerc să dau un exemplu de calitate în serviciile medicale. Nu pot decât să vă urez mult succes în proiectul pe care îl întreprindeți, iar cei care îl știu pe medicul Scarlat să vadă că în afară de cabinetul pe care îl cunosc de atâția ani, da, medicul Scarlat îi invită și într-un spital adevărat. Mulțumesc. Multă sănătate!